bună ziua! Vineri 17.06 2022, ora 12, sunteți invitați pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, ce se va desfășura în sala mare a Primăriei Comunei Orbeni, satul Orbeni, strada Luzii, numărul 178, Comuna Orbeni, județul Bacău, unde va fi supusă analizei și dezbaterei următoarele puncte al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații pentru obiectivul sistem de alimentare cu apă din Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice privind realizarea sistemului de alimentare cu apă, extindere rețea cu apă pe străzile principale Canton, Școlii, Bradului, Unirii, construire puț, captare și rezervor 200 metri cubi în faza SF, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Grâului Orbeni, ediția a doua, din data de 21.08.2022, cu finanțare de la bugetul local. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea intervalului domeniului public, domeniului privat al Comunei Orbeni, județul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă, cine? Rugăm de domnul secretar să prezinte materialele. La citire procesului verbal, ședinței ordinare a Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, din data de 17.05.2022. Astăzi, 17.05.2022, are loc începând cu ora 13. 6. Iunie. E procesul verbal la ședința anterioară. Mai. 17.05. Dar ține-a repezit toți, auzi. 6. Suntem în 17.06. Da, sunt 17.06. E de la bine. Astăzi, 17.05.2022, după ce cumva la 13 și cu desfășurare în sala de ședință a primăriei cu unul urbind din satul urbind, strada Luzii, publicată în acea zi, asta e chestia. Numărul 178, Comuna Orbeni, județul Bacău, ședința ordinară a Consiliului Local Orbeni, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii proiectele înscrise pe ordinea de zi aferente cu participare în număr de 12 consilieri locali. În deschiderea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popa Costache. 2, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni, județul Bacău, pe trimestrul 1, anul 2022, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Orbeni la data de 31.12.2021, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, semestrul 2, lunile ianuarie-august, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Orbeni, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actualizarea și transpunerea în format GISA planului de urbanism general, inițiator primar Popa Costache. 6. Proiect de hotărâre privind acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Gridie, SA Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere conductă gaze naturale și realizare branșament gaze naturale presiune redusă, strada Ainilor, strada Șicotei, Răzeșilor, Făinești, principală, Cucovei și Țânțulești. Inițiator primar Popa Costache. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, inițiator primar Popa Costache. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Orbeni, județul Bacău, UAT județul Bacău, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primar Popa Costache. 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Orbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău SA din 25.05.2022, inițiator primar Popa Costache. 10.
Raport privind starea economico-socială a OAT Urbeni, județul Bacău, prezintă primar Popa Costache. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 12 voturi pentru. Are cuvântul secretarul Comunei Urbeni care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Președintele de ședință solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Domnul președinte anunță următorul rezultat, 12 voturi pentru. Președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Urbeni județul Bacău pe trimestrul 1 al 2022. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind 3. Aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Urbeni la data de 31.12.2021. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Este înregistrat următorul rezultat, 11 voturi pentru, abținere din partea domnului Popa Nicolae. Așa. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2021-2022, semestrul 2, luni, ianuarie-august, pentru elevii din învățământul preuniversitar din Comuna Urbeni, județul Bacău. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care decide materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții. Domnul Fantu Gheorghean ar trebui să știu care este sursa de finanțare. Domnul primar răspunde, suma este exclusiv alocată din bugetul statului român, din TVA, deci bugetul național. Domnul Fantu Gheorghean, ceea ce nu am reținut este care ar fi anume motivația care ne împinge să dăm aceste sume și cu lucrurile am spun că vom ajunge să dăm bani celor care merg la biserică. Unii dintre cei de față care mi-a spus elevi și nu știu să se fi dat astfel de sume. Eu cred că la școală nu trebuie să vină nimeni doar pentru că este plătit. Motivația de a veni la școală a copiilor cu siguranță trebuie să fie alta. Domnul primar, noi punem în aplicare prevederi legale care ne obligă să alocăm aceste sume cu astfel de destinație. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 11 voturi pentru, abținere din partea domnului Fantu Viorel. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului actualizarea și transpunerea în format GIS a planului de urbanism general, inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care decidirea materialului referent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SIC Dem Gaz Gride SA, Târgu Mureș, pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții. Extindere conductă gaze naturale și realizare branșament gaze naturale presiune redusă, strada Arinilor și Fătărăzeșilor, Făinești, Principală, Cucovei și Țâțulești. Inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenție, nu sunt solicitări, se spune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind 7. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. Inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Urbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenție, nu sunt solicitări. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii OAT Urbeni, județul Bacău, OAT județul Bacău, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Inițiator primar Popa Costache, are cuvântul secretarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent, se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Urbeni pentru ședința Adunării Generale Acționarilor a ISG, Compania Regională de Apă Bacău SA, din data de 25.05.2022, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul secretarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent, se solicită intervenții. Domnul Popa Nicolae, cred că este firesc ca persoana care reprezintă UAT Urbeni în relația cu aceste instituții să fie în continuare primarul Comunei Urbeni. Se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se spune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru. Punctul 10, raport privind starea economică socială a OAT Urbeni județul Bacău, prezintă primar Popa Costache, care dă citire materialului întocmit în acest scop, care abordează întreaga tematică de la nivelul OAT Urbeni, cu referire la administrație, patrimoniu, populație, social-economic, dezvoltare prezentă și viitoare. Domnul președinte de ședință declară închise lucrările prezente echip ședinței. Mulțumesc!
Punem la vot. Cine este pentru? Potriva? Cine? Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre prezintă aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbenei de Tabacău, inițiator primar Popa Costache. Da. Se dau citire, așa cum v-am spus și înainte de ședință. Bugetul de venituri și cheltuieli a UAT Comuna Orben pentru luna iunie 2022 o suportat oarecare de modificare. Mai exact, s-au suplimentat veniturile cu suma de 8,40 lei, sumă ce reprezintă suma pentru ajutor, de plată pentru ajutorul de încălzire de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale. La parte de cheltuieli au fost repartizate la capitolul 6802, asigurări și asistență socială, sub capitolul 6857, asistență socială. Deci suma de 8,40 lei. Bugetul de venituri și cheltuieli al UAT Orben pentru anul 2022 va avea următoarea formă. La capitolul venituri proprii rămâne la nivel de an 1390,30 lei, repartizate în trimestrul 1 403.000, trimestrul 2 434, în trimestrul 3 427,15 lei și în trimestrul 4 126,25 lei. Sume defalcate din TVA total la 3.630.000 lei, repartizate în trimestrul 1 891.000 lei, trimestrul 2 860.000 lei, trimestrul 3 795.000 lei și trimestrul 4 1.084.000 lei. La capitolul cote defalcate din impozitul pe venit avem pe total suma aprobată de 1.571.000 lei, repartizată în trimestrul 1 392.75.000 lei, identic trimestrul 2, 3 și 4. La capitolul subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care finanțare PNDL 195,60 lei, repartizat în trimestrul 170,10 lei și trimestrul 2, 24,50 lei, și o finanțare de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale, total la 93,60 lei, trimestrul 1, 76,80 lei, trimestrul 2, 16,80 lei. Total venituri 6.880,50 lei, repartizate în trimestrul 1, 1.934,65 lei, trimestrul 2, 1.728,05 lei, trimestrul 3, 1.614,80 lei și trimestrul 4, 1.603 lei. La parte de cheltuieli, total la 7.330,50 lei, repartizate în trimestrul 1, 1.984,65 lei, trimestrul 2, 2.020,55 lei și trimestrul 3, 1.692,30 lei, trimestrul 4, 1.633 lei. Așa cum am spus, față de celelalte mai sus, rugăm să analizați și să dispuneți emiterea unei hotărâri în vederea bunei desfășurării activității luate urme. Și proiectul de hotărâre. Articolul 1. Se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează, și nu mai dau citire de cifrele, le-am citit pe anterior. Articolul 2. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 8,40 lei, ajutoare de încălzire, combustibil solid și sau petrolier, sumă încasată de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale în luna aprilie 2022. Sumele înscrise în buget pentru anul 2022 vor avea baza legală de efectuarea acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielilor. Da, este o rectificare ușoară, venită în favoarea celor care au avut dosare de ajutor din încălzire și astea sunt diferențe de bani venit pentru plata energiei electrice. Diferența de 20 de lei, să nu știu că vă fiecare. Pe fiecare în parte. Cam asta ar fi. Dacă sunt diferențe. Până la vot. Cine este pentru? Potriva, cine? Ce mă punctul 2, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații pentru obiectivul sistem de alimentare cu apă din Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Da, o să vă prezint și câteva lucruri referitoare la acest proiect de hotărâre. Deci, o continuare a discuțiilor care le-am început, dacă nu greșesc, în toamnă,
Anul trecut, la final de an, am demarat procedura pentru realizarea documentației pentru obținerea autorizațiilor de mediu, DSP și Apele Române pentru sistemul actual de alimentare cu apă. În urma discuțiilor ce am avut cu cei de la Compania Regională de Apă Bacău și cu cei de la NRSC, s-a constatat că sistemul de alimentare cu apă, știm pentru că s-a constatat foarte clar că el nu este autorizat și a trebuit făcut în așa fel încât să intre în legalitate. Am parcurs pașii, am întocmit documentația tehnică, documentația care stă la baza emiterilor autorizațiilor de la cele trei instituții de care vă mai devreme, dar au rămas să cer aprobarea dumneavoastră pentru realizarea sau întreținerea și reparația, mai exact, și înlocuirea LED-urilor cu ultraviolete a sistemului de protecție sanitară și înlocuirea unor dispozitive care înseamnă bani sau reducare de presiune de feluri. Mai exact, se recomandă, deci cum am spus, înlocuirea sistemului de dezinfectare a apei cu lămpi cu ultraviolete cu alta soluție, iar prin documentație de față se propune înlocuirea lămpilor cu stații de cu instalații de clorinare cu hipoclorit pentru asigurarea calității apei potabile și pentru obținerea autorizației de funcționare, realizarea instalației de dezinfectare cu hipoclorit la sistemul de alimentare cu apa localității Orben și Scurta se dovedește a nu fi mai necesar ci și oportun. Sistemul centralizat de alimentare cu apă include două subsisteme, cel existent în localitatea Orben, ce a fost reabilitat, și sistemul nou, cel din satul Scurta, care deservește parțial satul Orben și integral satul Scurta. Fiecare sistem, subcomponent al sistemului, cuprinde câte o sursă de captare. Avem forajul din Orben la 140 de metri și cel de la Scurta, forajul nou de 100 de metri. Conducta de acțiune în sistem sunt subsistemele 1 și 2, magazinare și tratare cu lămpi ultraviolete, care vor fi înlocuite cu stațiile pomenite mai sus, cele două rezervoare, unul de 100, respectiv 200 de metri cubi. Și rețele distribuției. Subsistemul numărul 1, știți și cum dumneavoastră foarte bine, este interconectat cu ramura 2 din subsistemul 2, care deservește localitatea Orben, ramura 1 din subsistemul 2, care deservește localitatea Scurta. Stația de clorinare cu hipoclorit se va monta în cămile existente, unde sunt montate lămpile ultraviolet. O operație ce va consta în demontarea lămpilor cu ultraviolet și se vor reface instalațiile hidraulice cu păstrarea robinetului cu bile existent pe conducte de montarea prizurilor de legătură, montarea filtrului Y și debimetrului cu impulsuri. În spațiul rămas liber se va monta rezervorul de 300 de litri din polietilină pentru soluția de hipoclorit și pompa de dozatoare. La sistemul Orben se va monta un filtru Y și de debimetru de DN de 50 de mm. La sistemul 2 Orben plus Scurta se vor monta filtru Y și debitmetru de DN de 80 de mm. Pentru realizarea legăturii la conducta existentă spre rezervor se va decoperta conducta în exteriorul cămilor și se vor monta piesele de legătură necesare. Pentru asigurarea calității apei în cadrul sistemului de alimentare cu apă se vor dota cu utilaje acesta, astfel stația de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu un debit de 6 litri pe oră, instalații electrice sunt existente și instalații hidraulice ce se vor realiza cu conducte de PHD. Înainte de darea în folosință a rețelelor de apă, conductele se vor spăla cu dezinfectat și se vor supune la probă de etan și etate la presiune. Cheltuielile pentru investiția de bază, deci cheltuielile cu lucrările de întreținere, cheltuielile de bază, sunt în cuantum de 88.956 lei, fără TVA. Sursa de finanțare va fi asigurată de bugetul local și surse guvernamentale atrase. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea lucrurilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă din Comuna Orben este dezvoltarea comunei prin construirea unor de noi locuințe cu un grad ridicat de confort și creșterea gradului de confort al locuinței deja existente. Da, vă supun spre aprobare și spre atenție și aprobare cele precizate. Deci, de procedura asta am început-o de mai multă vreme, dar am ajuns în faza în care trebuie să realizăm măsurile care le-au stabilit cei de la CRAP și ca să obținem autorizațiile de funcționare de la cele trei instituții numărate mai sus, trebuie să începem cu începutul. Spunea să dezvolu de clor ar avea 300 de litri? Noi ar fi doar... Așa am spus, 5 zile. Așa citit bine aici. 5 zile sau o săptămână maximă. Nu știu. Adică, nu știu, de fapt. După aia trebuie de nou, nu?
Exact, n-aș putea să intru în detalii, cred să îmi poată... Sau la 6 litri pe secundă? Nu secundă. Pe minut? Pe oră. Pe oră. Nu-i prea puțin? Nu, așa au constatat cei care sunt în măsură și au spus. Depinde de fluxul rendiment, depinde de fluxul, dar dacă s-a consumat, să zicem așa, oarecum se consumă, nu va face față. 5 zile se termină și atunci a... O să există o soluție care se vor alimenta și vor face. Doar când e alimentat rezervorul acela. În momentul în care cheltuielile depășeau anumită limită și posibilitatea spațiului nu permitea acolo, îți vedea seama că era o altă problemă. Deci merge pe spațiul care nu avem. Până când ele vor fi predate, pentru că în momentul când va avea loc investiția nouă, automat aceste rezervoare, exclus cel numărul 2, dar primul, intră în conservare, va fi locuit unul de 5 cm cub, și puțurile vor rămâne la fel în conservare. Dar temporar, să putem intra și să putem preda sistemul ăsta de alimentare, poate trebuie să facem ceva, ca să putem autoriza și în același timp să asigurăm sănătatea oamenilor. Ultravioletul nu-și face efect. De mult am fost propus spre a fi înlocuit. Tot am încercat, am mai cumpărat lucruri care s-au potrivit, care au dat randament, care n-au dat. Rezultatele apele au ieșit când așa, când așa. Și se speră cu treaba asta să poată să... Până la preluare, la ce vor fi investiția nouă premediată. Ideea era de clorinat înainte de a se duce în rezervă. Nu când coboară jos. Păi nu când coboară. Când intră. Intră în rezervă. Când intră, așa se clorinează. De-a fața de până, nu după. Până ce avea bun de pus jos, nu știu. Nu. Nu permite spațiu. Nu-i bine. Aia acolo lângă rezervorul, au zis că acolo e bine să-l fie. La lucrarea s-au lucrat, chiar au fost întocmit de domnul Ponta, cel care inițial a corectat sistemul de alimentare cu apă. Și acum trebuie să-l îmbunătățim, că altfel nu avem nicio șansă să-l autorizăm și plus de asta e... Este un pericol să dat acum. Dar de multe ori nu e succes. Nu putem să lucrăm sus. De ce să nu fie? De ce să nu fie? Este. Când ai încercat, nu când ai încercat, nu ai reușit. Am reușit, am reușit. Chiar și după asta e o problemă, accesul la rezervoare. Accesul este, drumurile sunt în regulă, sunt permanent întreținute, deci e obligatoriu să fie cale de acces liberă. Da. Iar cei care sunt în măsură, mă refer la cei care sunt de specialitate, au recomandat lucrurile astea, nu ne vedem obligați decât să ținem cont de recomandările lor. Că aici sunt mai mulți factori implicați. Pe lângă cei care au proiectat, pe lângă cei care au tocmai documentația, este serial, este mediu, este sănătate publică, care vor aviza sau au și avizat deja lucrarea, ca noi ce-o putem executa. Ca să putem intra în legalitate. E foarte bine să... Dar avem de ales. Nu este de ales. Altă soluție nu. E îmbunătățirii care dacă se poate... Se poate. Deci, dacă toată decurge normal, de săptămâna viitoare oamenii încep activitate, pentru că noi suntem într-un termen pe care trebuie să-l respectăm. Atât cu CRAM-ul, că au lăsat un termen de rezolvare a problemei, de remedierea situației, cât și cu cei doar de RSC. Iar acolo, la puțul ăla, trebuie mers în paralel și cu furnizarea energiei acolo sus, la puț, pentru că mi-a destul de greu și ăsta cu eu, că nu sunt în tare și că cu găleata. Deocamdată nu sunt probleme pe zona asta. Ca să duc curentul acolo. Unde, la care? La puțul care o să fie... Ai altă discuție, da, bine, normal că o să facem demersul. De demersul care e să nevoioasă, că eu... Având în vedere că e... Prima dată trebuie să obținem avizul de la EON, dar o să discutăm la momentul potrivit dacă o să fie nevoie, ca să fără avizul EON, nu o să putem obține autorizația. Da. Iar în momentul ce ți-o dat ordinul de începere, automat să merg toate împreună. Că primul lucru care trebuie și făcut acolo când ne deviem de la subiect este să fără în poțul să vedem calitatea apei și debitul. După care trecem la următoarele. Adică să nu... Apă este. Am discutat și cu toți cei care sunt în măsură să ne dea așa ca un verdict. Apă este. Stă pe o bunză de apă destul de ok. Dar acum depinde ce nimerim. Da. O zonă mai puțin feroasă, una mai aglomerată din punctul ăsta de vedere. Asta e cea mai importantă. Calitatea și debitul. Da, dar revenind la noastre. Da. Bine, într-un termen relativ scurt trebuie să o punem acum și să obținem autoritățile ca să intrăm în legalitate și să discutăm de mai ceilalți pași. Cred că ați observat că am fost prezent și în teren. Una dintre condițiile pe care trebuie să le mai îndeplinim pentru predare, pentru a intra în normalitate, este
Că mine trebuie să fie toate pe spațiu public. Dar nu de proprietăți, spune. Exact. Și aici avem o mare problemă. Cred că mai bine de 50% din tot ce înseamnă că mine sunt în diverse alte proprietăți decât spațiu public. Și mai bine deloc. Ne-am gândit la o soluție, dar sper să obținem finanțarea și să intre ca și măsură componenta C1, dacă nu greșesc, din PNRR. Dacă o să obținem și o să încerc să obținem lucrul ăsta, să obținem finanțare, să le facem toate branșamentele. Din punct de vedere legal, asta ca din sarcina noastră, nu a proprietarului. Până la limita proprietății, care înseamnă branșament, contori, bazinul și ce mai acolo. Așa ar trebui făcut sau trebuia făcut. Și în felul ăsta, dacă reușim să obținem finanțare pe subiectul ăsta, atunci le facem tot ce înseamnă branșament și intrăm și noi în normalitate, știi? Altă soluție nu știu cum să o... Oamenii au cheltuit deja o serie de bani și au făcut ce și-au făcut, că așa au primit un dădere. Astăzi discutăm de altceva. Și nu discutăm de ceva ceea ce e nou, discutăm de ceva ce de fapt ar trebui făcut. Ca toate cămilele să fie pe domeniul public și trebuiau făcute să aibă contor seria C, de o anumită calitate și așa mai departe. Cum se la antifurnizări? De curente, tehnic, de gaz, toate? Deci vrem într-un oarecare timp, trebuie să intrăm în, ca să nu zic în legalitate, în normalitate. Deci în discuțiile cu oameni am avut pro, contra, cum, mă rog, fiecare și-a exprimat un punct de vedere. Că dacă îi se spunea, că dacă făcea, că dacă nu știu ce, bă, asta e situația în momentul de față, reparăm ce e de reparat și vom vedea ce soluții vom găsi la momentul potrivit. Dar așa trebuie făcut. Nu e un moft al nostru. Așa cere. Așa se cere. De lângă inventarierea tuturor consumatorilor și a pierdurilor de aplicare încă nu le putem justifica, trebuie să recunoaște și lucrurile astea, că sunt disturbi de abonați care nu prea au treabă una contă, dar nu mai știu ce supără. Și vom vedea ce se va întâmpla cu toate astea. Am zis că dacă obținem finanțarea și depunem și reușim să facem treaba asta, rezolvăm și din problemele celelalte. Adică încercăm să aducem cam toți consumatorii acolo unde trebuie și să evităm pierdere. Că deși nu avem, din câte știu, se vede cel puțin la suprafață pierdere, consumul de apă înregistrat la ieșire din rezervor nu prea coincide cu cel adunat la fiecare abonat. Nu coincide. Și din câte știm, pierdere nu avem. Nici nu s-au semnalat și de bucate de vreme s-au cam subțiat și pierderile astea, că am încercat să intervenim repede, că mai sunt câteva. Sunt, că asta e situația, dar nu la cifre din astea, care apar că sunt întrebare. Unde e apa? Unde se duce? Nu știe nimeni. În Bacău acum se contează contoare inteligente. Este o campanie exact la evență. Nu citești din exteriorul clădirii. Ești niște acasă. Smart acasă. Exact. Da, și că mine în condițiile astea ar putea rămâne pe amplasamentele care sunt deja, dar cine suportă cheltuielile cu contori. Achiziția celor contori inteligenți, în care nu mai e nevoie să bați la ușa omului sau vezi dacă se întâmplă ceva și l-ai citit. Și totul e ok. Dar nu știu, cum vedeam, de parcurs. Ne-am făcut o situație, o să o prezentăm CRAB-ului după ce obținem și autorizațiile astea. Și vom vedea ce se va întâmpla. Dar deocamdată să rezolvăm ce e strict urgent. Dacă mai sunt așa de intervenții. Dacă domnul Boantaș, care a studiat sistemul de la bun început, o dat o soluție pentru, că văd că n-ați mai amintit deloc de situația de diferizare care era obligatorie, nu. Iar stația de coordinare nu o voia stația de diferizare. Nu, nici de SP-uri și nici nimeni nu mai pus în discuții subiectul. Care avea rolul de a elimina surplusul de calce și fier din... Nu, recomandarea celor de la CRAB a fost înlocuit cu o altă soluție, doar asta de clorinat de ultraviolet. Păi dacă le ducem și în zona mai înaltă ca să obținem doar așa până la predare, nu cred că se mai merită nici să menții sistemul actual, pentru că stația aia costă suficientă. Dar nu s-o pomenesc de ceva. Altfel era nevoit să o punem mai, că nu pot să o oponesc. Indiferent de asta. Calitatea soluției nouă proiect de extindere. Aia e prevăzută cealaltă, raportat la calitatea apei care o să iasă din puțurile de atunci. Da. Dar deocamdată noi, ca să punem sistemul ăsta în funcțiune din punct de vedere legal al autorizării, ne s-au recomandat ceva minunat aici. Trei lucruri. Clorinarea la cele două,
planele de efecte cu reducătoare de presiune și mai întreaga asta, și să vedeți toate cu prejuire. Și cred că e destul. Pentru un sistem de alimentare cu apă care nu o să mai funcționeze în condițiile astea prea multă vreme. În ideea în care poimul își face efectul și... Doar să repară și să modernizează un pic, să-mi repară. Exact. Îmbunătățim ceva. Ca să ne ducem acum cu investiții de o asemenea actuare, nici nu s-o comedic și nici nu cred că e cazul. Nu au comedic, eram obligat să o pun la discuție și o puneam de masă. Dar nu-i lui. Nu au comedic nimic. Dar din discuțiile, dacă tot ați comedic el, au rămas. Când s-a pus să producționeze sistemul ăsta de alimentare cu apă, poate e bine să vorbiți sau nu, pentru mai bine să nu, o rămas ca o recomandare, ca după ce se face, s-a rezolvat cu sistemul de alimentare cu apă, trebuiau făcut acel lucru de care românii stați de manganizare, de ferizare, trebuia autorizat, făcut studiu hidrogeologic final, la finalizarea lucrărilor, să obținem avizul de la INMH, ceea ce facem astăzi, și obținute acele autorizații. Mediu, apă și DSP. Și abia atunci sistemul era pus la punct. Și nu mai avem probleme astea. Dar, da, vă poziți și de chestia. Trebuiau făcut. Reparăm cât putem ca să putem autoriza și să intrăm, ca altfel avem, intrăm în conflict cu ANRSC în primul rând și cu CRAP-ul mai mult. Îl punem la urmă. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice privind realizarea sistemului de alimentare cu apă, extindere de rețea cu apă pe străzile principală Canton, Școlii Bradului, Unirii, construire puț captare și rezervor 200 metri cub, în faza SF, inițiator para Popa Costache. Da, a fost întocmit studiul de fezabilitate, s-a întocmit studiul hidrologic, hidrogeologic preliminar, care se face la începutul astfel de investiții, și studiul geotehnic. Urmând, se va duce la cunoștința cu ce rezultate vom face studii, valoarea la care s-a ridicat proiectul, să aprobăm indicatorii tehnico-economici pe care îi pomenesc imediat și să trecem la următoarea procedură, care înseamnă procedura de achiziții pentru obținerea autorizației de construire și demararea achiziției pentru proiectare, proiectul tehnic și execuția lucrării. O să citesc ce am afișat pe hârtie aici. Deci, în urma demersului pe care le-am făcut cu aprobarea dumneavoastră, și am fost realizat, deci, studiul, așa cum ai spus, studiul de fezabilitate, studiul hidrogeologic preliminar și studiul geotehnic. Și ca și obiectiv de investiție, așa cum ai spus, este vorba de realizarea unui nou puț de captare, a unui rezervor de magazinare a apei, cu extinderea rețelei între ele și pentru realizarea extinderii de rețele de alimentare cu apă pe 3,2 km. Pentru străzile Canton, Școlii, Bradului, Unirii și cam asta ar fi. Deci e vorba despre o alimentare cu apă potabilă controlată microbiologic în condiții de siguranță și protecția sănătății extins la populația din localitatea Sculta, realizarea unui puț forat și construcția unei stații de tratare a apei potabile pentru a crește măsura de siguranță în alimentare și reducerea riscului de contaminare a apei potabile. Și de asemenea, cum am pomenit mai devreme, realizarea acelui rezervor de 200 metri cub. Și credem că astfel proiectul de investiții reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, corespunzătoare pentru zonele rurale. Să atragă investiții și să rămână în competitivitate pentru crearea de noi întreprinderi. Acestea vor putea contribui la crearea unor locații mai atractive, a unor locuri de muncă și a unor condiții de trai mai bune. Proiectul realizarea sistemului de alimentare cu apă, extindere cu rețele de apă pe străzile denumerate mai sus, a fost întocmit având ca bază strategia de dezvoltare locală a Comunei Europene, pe perioada 2021-2027.
Efectul pozitiv provizionat pentru realizarea proiectului de investiție este de dezvoltarea programului prin construirea de noi locuințe cu umbrare de confort și cu creșterea nivelului de confort al locuințelor deja existente, care ce face necesară și obligatorie proiectarea și realizarea acestei rețele de adresare cu apă, care va asigura apă potabilă pentru nevoi gospodărești, nevoi publice pentru locuitorii comuni, rezerve intangibile pentru combaterea incendiilor, dotarea cu hidrații exterior, cu posibilitatea asigurării intervenției directe în caz de incendiu, condiții igienico-sanitare de exploatare a surselor, tratarea apei cu clor gazos pentru realizarea condițiilor de potabilitate a apei, fapt ce nu poate fi realizat prin exploatarea funcțiilor individuale existente, care în majoritate nu au condiții de protecție sanitară asigurate. Investiția propusă este o investiție nouă, pentruită dintr-o rețea de amenajare cu apă, astfel, sursa de apă este constituită dintr-un puț forat realizat la o lungime de cel puțin 100 de metri. Puțul este propus cu un diametru de 444 mm și este alcătuit dintr-o coloană filtrată din PVC de 200 mm, iar în jurul coloanei filtrate se construiește un filtru de pietriș cu granulație de 4-6 mm. Gospodărie de apă formată din stații de clorinare, rezervor de magazinare, cămina pomeră. Împrejmuire. Rețeaua de distribuție propusă în localitatea scurtă este de tip ramificat cu o funcționare gravitațională și este formată din tuburi PID cu diametre variabile executate pe lungime de 3,3 km. 3300 de metri linear. Dimensionarea obiectivului de investiție va face pentru o perioadă de perspectivă de 25 de ani și urmărește. Asigurarea că debitele de apă distribuite prin rețele de alimentare se încadrează în prevederile reglementărilor în vigoare și ale actelor de reglementare emise de către autorități. Protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător, creșterea numărului de persoane raportate la rețele de alimentare cu apă și protejarea populației de efecte negative ale apelor netratate asupra sănătății omului și mediului și asigurarea alimentării cu apă potabilă, curată și sanogenă. Pentru demararea acestei investiții sunt necesare cheltuieli pentru proiectarea și asistența tehnică, constând în studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de fezabilitate, obținerea de avize și acorduri, DTAC, PTH, DTUE, precum și verificarea tehnică de calitatea acestora, asistența tehnică din partea proiectantului și asigurarea de regiții de șantier, cheltuieli în valoare de 361.700 lei, fără TVA, iar cheltuieli pentru investiția de bază sunt în sumă de 4.291.302 lei, fără TVA. Toate aceste cheltuieli însumând un total de 4.897.767.43 lei. Finanțarea proiectului va fi asigurată din fondul la bugetul local și alte surse atrase, guvernamentale sau externe. Având în vedere cele de mai sus, proiectul realizării sistem de alimentare cu apă, extinderea rețelei de alimentare cu apă pe străzile principale, Canton, Școlii, Bradului și Unirii, construire de puț captare și rezervor de 200 de metri cub, este o reală oportunitate și necesitate venită să îmbunătățească infrastructura de apă a comunei noastre. Supun spre aprobare indicatorii tehnico-economice a investiției și realizarea documentațiilor specifice și aprobarea pașilor următoare. Care înseamnă procedura de achiziție, licitațiile și, să fie Dumnezeu, și în primăvară să avem realizat această investiție. Cam asta ar fi primar. Dacă sunt intervenții, până la vot, cine este pentru? Deja avem probleme și în momentul de față cu apă. O să încercăm să vedem, am încercat ca să mai reglăm de reductoare de nasă, dar se pare că consumul și ora din vârful unde lipsește apa este ora 18, ora 22. În situația în care o să insiste lucrul ăsta și nu o să putem din reglaj, suntem conștienți totuși că din reglaj nu prea o putem regla, dacă oamenii nu vor reduce oarecum consumul care în ora asta de vârf, o să fie nevoie să o dăm cu program. Ca să poată să ajungă și în partea de sus. Sunt probleme, sunt zile când, în intervalul ăsta orar, din câte am înțeles și chiar am urmărit, atunci nu ajunge. În perioada 6-22, 18-22. Și în seara de 9-jumate. Da. Se consumă în momentul ăla mai multă apă, rezerva de apă este cea care este. Doar dacă se consumă la o dată, de apă de băut aia nu vine de spălat. Am spus că se consumă. Se consumă. Undeva altfel se dispare. Pierderi nu sunt, că dacă ar fi permanent.
Înțelegi? Și o să fim nevoiți zilele următoare să dăm un program. O să urmărim și de seară, să vedem ce se întâmplă și chiar pe cei de sus să ne spuneți, păstăm dacă apare pe zona de acolo. Și atunci o să anunțăm și o să dăm. 12 ore, 24, vedem. La vale și la vale. Și dacă zice vreodată, încercăm să umblăm la ea, iarăși o să fie probleme cu programul, că o să fie dată peste cap. Dar o să anunțăm lumea, dacă o să înceapă lucrările, că dacă o să se lucreze la bazin și o să fie întrerupt și o să monteze, o să anunțăm să-și facă rezerve de apă, că o să fie o zi, două, trei, nu știu, o săptămână, un pic de disconfort. Nu o să oprim permanent, dar o să oprim în anumite intervale de timp, pentru că nu se poate lucra pe rețea. La vane celelalte se închide atât cât mai funcționează și ele, pe anumite sectoare. Dacă o să lucreze la rezervor să monteze acele stații de clorinare, atunci o să fie probabil o perioadă mai mare de timp, de o zi, nu știu, două, nu știu cât, nu știu cum arată și în ce fel o să fie montajul acolo, dar îmi dau seama că nu e admisibil. Dar vreau să nu ți-am luat timp. Ce lucru este? Da. Trecem la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Câmpului la Ordene, ediția a doua, în data de 21.08.2022, cu finanțare de la bugetul local. Și sponsor. O să ne și sponsor. Sponsor, dacă sumele o să fie cum o să fie, doar o să mai completăm în condițiile în care o să găsim un... Deja am găsit înțelegere la 2-3, sper să fie. Nu o să fie sume cine știe ce, dar o să fie din un alt... Din... O să fie sume binevenite, vă dați seama, orice de contează. Da, așa cum am stabilit inițial, cred că dacă nu greșesc, în 2018, ziua respectivă, am stabilit să fie a treia duminică la august. Anul ăla, 2 ani de zile n-am mai putut face lucrul ăsta, atât în vedere pandemia, știți, și dumneavoastră vine lucrurile, da? Și, mă rog, din discuții cu oameni și cred că o să găsim înțelegere și la dumneavoastră, oamenii își doresc, odată pe an, măcar să avem o astfel de, chiar dacă perioadele sunt tulburi grele și dificile pentru toată lumea, dar vom găsi soluții să nu afectăm celelalte activități cu cheltuielile care o să le facem aici. Deci ce o să supun spre aprobare dumneavoastră azi aici? Ziua să rămână 21.08.2022, programul de, în care o să-și desfășoare activitatea, o să desfășoare acest eveniment, o să înceapă la ora 12, ne-am propus noi aici, e un pic mai, zic eu, mai lung așa, ca și, activ, ca și timp, unde o să aibă loc deschiderea, după care o să urmeze discuții din partea invitaților, o slujbă regeloasă și binecuvântare pentru tot ceea ce se întâmplă în comuna asta. O să putem premia elevii, olimpici, sportivii, care obțin rezultate bune în fiecare domeniu în parte, cadre didactice care și-au încheiat cariera ca și activitate, cadre didactice care s-au remarcat prin ceea ce au făcut în timpul anului școlar, 50 de ani de căsătorie, o să-i felicităm și premiem pe... Sunt în număr de 6 familii anul ăsta, dacă nu greșesc. Și alte categorii de cetățeni care s-au remarcat. Oameni gospodari, fermieri. După care, zic eu, după ora 15, dacă se respectă programul, o să aibă loc programul artistic, pe în jur de ora 22, discursul de încheiere, focul de artificii. O să încheiem un contract cu o societate de profil și am propus aici în proiectul de hotărâre. Deci, articolul 1. Se aprobă organizarea Festivalului Grilul la Benediția a doua, dată de 28.2022. Locul de desfășurare va fi terenul de sport din curtea școlii gimnaziale nr. 1 Orben. La articolul 2. Propunem utilizarea spațiului, estimăm o suprafață de 500 de metri pătrați, pe care o să-l divizăm în două loturi, în vederea punerii la dispoziția agenților economici de profil pentru desfășurarea activității pe perioada desfășurării evenimentului. Delimitarea suprafețelor se va face de către aparatul de specialitate al primarului de bază de proces verbal. Articolul 3. Se aprobă încheierea unui contract cu asociații culturale de profil în vederea organizării evenimentului. O asociație guvernamentală care se ocupă de tot ce înseamnă organizarea acestui eveniment. Mă refer la scenă, sunet, program artistic, foc de artificii, invitați și ce mai fi. Dacă credeți că putem îmbunătăți cu ceva, propune
suma alocată, nu știu, era vreo 50.000 lei sau mai știu exact. Parcă așa s-a aprobat așa. Sumele sunt aprobate în bugetul local inițial, atât pentru premierea copiilor, cât și pentru celelalte categorii de cheltuieli care vor în această sală. Sper să obținem și sprijinul a 2-3 sponsori. Am avut deja discuții cu PAMBAC, va fi prezent aici ca și invitați de seama, cu în vedere că Festivalul Grâului, trebuie să ne ducem pe zona de profil. De la Club Șerban am vorbit cu domnul Nicu Șerban, sper să fiți dumneavoastră prezent, atât el fizic, cât și cu produse de planificație pentru prezentare, comercializare, degustare și ce mai fi acolo. Direcția agricolă să fie prezentă și ceilalți invitați de seama pe care cred că îi bănuiți, președintele Consiliului Județean, deputați, directorul Direcției Agricole, dacă nu l-am pomenit, cadre didactici, oameni de sală, dumneavoastră și toți cei care doresc participarea asta de genul. Din partea Universității Vasile de Țavriu să fie prezent, să vedem cine de neagră rectora având în vedere parteneriatul care l-avea pe zona culturală educativă cu cei de acolo. Și nu știu, sper să nu fiți după ceva. Sperăm să fie o zi liniștită, o zi care să o ducă bucurie tuturor celor care vor fi prezenți la astfel de evenimente. Actualizarea inventarului comunei privat, comunei vorbind, județul Bacău. Bun, după cum știți, anterior au mai fost adoptate două hotărâri. Prima dintre ele viza demararea procedurilor, care ar avea ca și scop final concesionarea suprafeței mai multe categorii de folosință. Vorbim aici de balta de la Băcărie, deci porțiunea de uscat, după aia luciu de apă, zonă mlăștinoasă, nisipoasă, malurile aferente, tot ceea ce sunt indabulat în cartea Fulcea. Acele aproape, cred că 55 de hectare, cât cuprinde apasamentul de acolo. Asta printr-o primă hotărâre, ca prim demers început. A doua hotărâre adoptată viza realizarea unei dezmembrări a cărții Fulcea, pentru că pe această suprafață de 55, mai bine un pic de 55 de hectare, a fost întocmită și cartea Fulcea. A fost adoptată hotărârea privind dezmembrarea ei, respectiv separarea porțiunii de uscat, da? Zona digului, de restul suprafeții, zona crujului de apă, mlăștinoasă și mai este acolo. Mergând pe filiera demersurilor, firește că o trebuie să obținem două avizi esențiale pentru continuarea procedurilor începute, să le ducem cumva la bun sfârșit și să demarăm chiar procedura efectivă de publicare a anunțului și de atragerea celor investitori care doresc să concesioneze această suprafață de teren. Aici am avut ocazia să transmitem toată documentația și au pus în primul rând accent pe partea tehnică, să zic așa, dovedirea proprietății, susținerea demersului nostru cu cărți funciare și toată documentația tehnică de acolo. Pe de o parte la cei de la probleme speciale care își desfășoară activitatea în cadrul Consiliul Județean Bacău, Prefecturii, mai exact, la partierul clădirii dumneavoastră în acolo, de la care trebuie, să obținem un aviz, dat fiind faptul că imobilul urmează să intre sub un regim economic, să zic, privat, pe o perioadă lungă de timp, undeva la 49 de ani, și în toate aceste cazuri, statul român, prin structurile lui Ferește, trebuie să pronunțe documentații care, la un moment dat, au primit retur. Deci au cerut explicații, documente suplimentare. Practic, ceea ce doresc ei este să lămurim aspectul istoric al problemei, începând de la suprafața totală. Eu l-amestec între, să zic așa, istorie și fenomenul tehnic, cadastral. Deci tot trupul ăla de pășune, tot trupul de acolo, toate categoriile de folosință care sunt, depășește 60 de hectare. Să ducem undeva înspre Bacău, în zona Nelu Damian, poate chiar mai sus de el. E, firește că în momentul în care soliciți avizul doar pe o parte din tot acest amplasament, tu trebuie să faci dovada de unde provine el din întreg,
după care trebuie să vii să justifici cu cărți funciare, cu dezmembrări, cu tot la nivel punctual și concret de bun pe care vrei să-l scoți la licitație. Dacă suprafața de aproximativ un hectar și ceva, aproximativ un hectar teren, reprezentând malul bolții, poziționat aici, în vecinătatea drumului, situația lui este cât se poate de clară, făcut obiectul dezmembrării, s-o desprins din cartea funciară mare suprafața asta, pe ea s-a obținut aviz, acum a rămas diferența. Diferența vine la pachet cu ceea ce există în completarea ei, în strâng, Nelu Damian și ce mai este acolo. Ei, acum procedura asta ar implica cumva să obținem avizul și pentru această diferență. Și atunci se impune o actualizare a inventarului, astfel încât pe zona respectivă, din totalul rămas, să desprindem strict suprafața care ea va face obiectul concesionării. Astfel încât noi, în final, la concesionarii, vom ajunge să avem două loturi. Lotul de uscat, malul bărții, partea de sud, da, a bărții, și restul care merge înspre Sascute, înspre Bacău, pardon. Despre asta e vorba în proiectul ăsta de hotărâri. Firește și această bucată care noi, practic, cumva o separăm dintre, repet, deocamdată nu o dezmembrăm, dar probabil să va pune și problema dezmembrării. Momentan doar o separăm din întreg, ea va face obiectul avizării de către cei de la această structură de probleme speciale. În esență, despre asta este vorba. Dacă vreți să vă întrebați ceva, vă stau la dispoziție cu oricii. Așa cum v-ați spus și mai de ședință, că fără cele două avize, vă putem face pașul următor în vederea concesiunii. Și ca să obținem avizul, trebuie mai multe lucruri. Da. Sunt chestii tehnice la urmă, trebuie tot ca să-ți mă viață. Dacă sunt intervenții. Asta ar fi pentru astăzi. Vă mulțumim, vă dorim un final de săptămână liniștit și răcoros, adică doar pentru că v-ați făcut.